Una dintre cele mai mari greșeli care se comit sunt atunci când îți subestimezi contracandidatul sau adversarul. De asta, la ce vă așteptați din partea contracandidatului la această campanie electorală? Eu mă aștept la orice. Igor Dodon este un om care nu respectă reguli și principii democratice. El este disperat la moment, vrea să rămână la putere cu orice preț, este gata să facă orice ca să rămână la putere. Respectiv, noi suntem pregătiți sau suntem gata, înțelegem că lucrurile ar putea să se deraieze, situația ar putea să se complice și respectiv încercăm să fim gata pentru orice. Dacă puteți anticipa, unde credeți că ar putea să fie cele mai mari probleme? Nu cred că vreau să intru în asemenea speculații, știu doar că putem să ne așteptăm la orice, și la falsuri și la încercări mult mai insistente de fraudare pe mecanismele sau pe schemele pe care deja le-am văzut, cu care ne-am obișnuit, sau și pe mecanisme noi pe care încă nu l-am încercat. De exemplu? Asta ar însemna elementul surpriză din partea lor. Deci, exemple pot să dea ei. Noi am din văzut cele care deja au fost încercate, unde credeți, pe care ar putea să le repete? Transportarea organizată, da. Transportarea organizată a alegătorilor, finanțarea sau plata pentru vot, pentru că avem câteva probe unde oamenii erau în mașini, primeau bani, mituirea votului și resursa administrativă, bineînțeles. Ce veți face să motivați diaspora să iasă masiv la vot? Și ce faceți ca să-i motivați pe cei din Republică care sunt indecisi, dincolo de alegătorii contracandidaților dumneavoastră, care au anunțat deja că își exprimă susținerea? Sunt foarte mulți indecisi. Diaspora a ieșit într-un număr foarte mare la vot și apreciem enorm sacrificii pe care îl fac acești oameni, pentru că unii dintre ei trebuie să meargă distanțe mari, alții au stat în rând, ore în șir, deci chiar este un sacrificiu foarte mare și apreciem enorm acest efort. Ne dorim, evident, o participare cel puțin la fel de bună și în jurul 2, sau dacă se poate și mai bună în diasporă, și ne dorim o participare mult mai bună aici acasă. Aici trebuie să ajungem la fiecare cetățean și să încercăm să explicăm că votul îi contează, în pofida dezamăgirilor de procesele democratice din Republica Moldova, pentru că, nu uităm, oamenii au mers de multe ori la alegeri în Republica Moldova, au crezut în lucrurile pe care le spuneau partidele sau candidații de atunci și nu întotdeauna promisiunele s-au îndeplinit în cele mai multe cazuri. Un staff comun Acest lucru a dus la discreditarea proceselor democratice într-o anumită măsură în Republica Moldova și noi trebuie să facem totul ca să le reabilităm și să-i facem pe oameni să creadă. Am înțeles. Înainte, ca să intrăm în emisie, ne spuneați că deja ați simțit intrarea în al doilea tur, a existat deja probleme pentru unii primari sau simpatizanți ai PAS din teritoriu. Ce exact se întâmplă? Nu neapărat de la primarii PAS, dar am fost informați că unii primari care nu sunt de la Partidul Socialiștilor și nici de la PAS, deci care fac parte din alte partide politice, au primit deja semnale sau sunt avertizați pentru că nu au oferit un număr suficient de voturi pentru candidatul independent, cu ghilimele de rigoare, și deja au anumite probleme. Noi cerem autorităților să înceteze orice formă de șantaj. Le amintim că avem democrație în țară și fiecare este în drept să susțină pe cine vrea. Dar ce fel de probleme? Cu ce îi șantajează? Că o să aibă probleme. Știți că, în special primarii, dar nu doar primarii, vorbim și de tot felul de angajați ai statului, unora li se spune că își vor pierde locurile de muncă. În cazul primarilor sunt metodele cu care ne-au obișnuit deja autoritățile de presiune, ANI, Autoritatea Națională de Integritate, care în loc să-și facă treaba și să
îi scoată la, se pună la stâlpul rușinii pe cei care s-au îmbogățit ilegal, se țin de hărțuirea primarilor. Uneori Procuratura sau Centrul Național Anticorupție, deci sunt, sunt aceleași organe care se lasă folosite uneori.